Bună seara și bine v-am găsit! Iată că se apropie primul weekend din decembrie și cel mai probabil majoritatea dintre dumneavoastră ar dori să afle cum va fi vremea în acest interval de vineri până duminică pentru a-și face planul despre cum vor petrece weekendul care ni-l aduce și pe Moș Nicolae în pragul caselor noastre. Începem să ne uităm un pic pe vremea pentru ziua de mâine. O zi de mâine care aduce o schimbare evidentă față de zilele precedente la nivelul țării noastre. O schimbare care se va resimți atât la nivelul temperaturilor, temperaturi într-o scădere evidentă, cel puțin maximele zilei, și dacă ne uităm la valorile de temperatură maxime prognozate pentru ziua de vineri, vom putea vedea că doar prin sud-estul Munteniei, prin sudul Moldovei și prin Dobrogea ne mai apropiem de 11, 12 spre 13 grade, în timp ce în Transilvania, în zonele montane, în nordul Moldovei, vorbim de valori de temperatură ce abia vor trece de 2-3 grade, în zonele montane valori de temperatură, bineînțeles, negative, minus 1, minus 2 grade, în timp ce prin Oltenia, prin Banat, prin mare parte din Crișana, prin vestul și nord-vestul Munteniei, maximele abia mai urcă la valori de 6-7 grade. Și din punct de vedere al nebulozității, lucrurile sunt cât se poate de clare în schimbare. Astfel, după cum vedem în animația celor de la ICMWF, odată cu orele nopții pe parcursul dimineții, norii joși cuprind Banatul, Crișana, Maramureșul, zonele montane, cea mai mare parte a Transilvaniei, pentru ca pe parcursul zilei nebulozitatea joasă să se extindă și prin Oltenia, prin cea mai mare parte a Moldovei, iar odată cu orele serii scapă de nori regiunile vestice, centrale și nordice. În schimb, norii vor acoperi Muntenia, sudul Moldovei și Dobrogea. Iar norii aceștia nu vin doar de decor, ei vor aduce și precipitații. Iar precipitațiile înseamnă, în primul și în primul rând, ploi. Ploi la început prin Banat, prin Crișana, prin Maramureș și ninsori în zonele montane. Iar apoi aceste precipitații se extind și cuprind toată Transilvania, cuprind și Oltenia, Moldova, prin zonele montane, bineînțeles, predomină Lapovița și ninsorile, în timp ce odată cu orele serii ploile se mută pe Muntenia, pe sudul Moldovei, pe Dobrogea, iar ninsorile continuă în meridional și oriental. Și vântul, în continuare, pe timpul nopții și în prima parte a zilei de mâine, are parte de intensificări susținute. În zonele montane rămânem în continuare la 60-70 km pe oră. Prin Banat, prin Crișana, vorbim de rafale de 40-50 de km pe oră. Lucrurile se stabilizează din acest punct de vedere abia odată cu orele serii, când la nivelul întregii țări vorbim de un vânt liniștit. În ceea ce privește stratul de zăpadă, în continuare, acesta este prezent doar în zonele montane, zone montane care mai câștigă din fericire, odată cu ninsorile de mâine, încă 2-3 cm la stratul deja acumulat de peste 15-20, chiar 25 de cm pe crestele montane. Așadar, ne așteaptă o vreme în schimbare, după cum v-am și spus, iar această schimbare se va manifesta și mai puternic pe parcursul zilei de sâmbătă, când aria precipitațiilor va fi în extindere, când Lapovița și ninsorile ar putea să apară chiar și prin regiuni din, să spunem, zonele joase ale țării, de câmpie, de luroase și de câmpie, iar temperaturile vor continua să scadă. Vă așteptăm, ca de fiecare dată, să ne urmăriți și pe toate rețelele sociale și sperăm ca în curând să venim cu vești bune pentru iubitorii de iarnă. Modelările meteo continuă să fie într-un mare grad de incertitudine în ceea ce privește un posibil episod de iarnă pentru parcursul săptămânii viitoare. Vă mulțumim, o seară cât mai frumoasă să aveți!